În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Preacucernici părinți iubiți credincioși, ne aflăm în duminica 17-a după marele praznic al pogorârii Sfântului Duh, duminică ce poartă numele Duminica Cananeencei. Am ascultat cu toții pericopa evanghelică de la Matei capitolul 15, care ne-a relatat o altă mare minune săvârșită de către Mântuitorul Iisus Hristos, și anume tămăduirea unei fiice a unei femei cananeence, o femeie de neam păgân. La prima citire a acestei evanghelii tragem concluzia și pe bună dreptate putem numi această evanghelie Evanghelia celor marginalizați, cel puțin așa pare la prima vedere. Dar ne oferă multe înțelesuri duhovnicești și ne face să înțelegem puterea credinței și stăruința în rugăciune și darul și lucrarea lui Dumnezeu față de fiecare dintre oameni, făpturile sale. Această pericopă evanghelică începe cu, în a creiona două elemente esențiale pentru înfăptuirea acestei minuni, și anume faptul că Mântuitorul Iisus Hristos trece granițele Țării Sfinte, părăsește patria sa, iar femeia care locuia în părțile Tirului și ale Sidonului, o populație dintr-o populație păgână, părăsește cetatea și pleacă să-L întâmpine pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ea avea o durere, era într-o mare dificultate, pentru că fata ei era chinuită de un demon. Și auzise ea că Mântuitorul Hristos este cel care poate să săvârși mari minuni și tămăduiri, ba chiar a scoate demonii din oameni, lucru care doctorii, tămăduitorii, taumaturgii acelor vremuri nu erau în stare să facă acest lucru. Considera că este un om cu puteri supranaturale, se gândea oară că este un mare profet trimis de Dumnezeu, mai mult decât atât. Credea cu adevărat că este Fiul lui Dumnezeu și cunoștea și seminția din care se va naște. Credea cu adevărat că este Dumnezeu, adevărat Mântuitorul Hristos. Astfel se duce și se adresează, iese din ținutul său și strigă către Mântuitorul: miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de demon. Mărturisește dumnezeirea în Hristos. Mântuitorul nici că se uită spre ea. Trece mai departe, nu-i dă atenție, lucru care a mirat, chiar a făcut ca apostolii să-și pună întrebări. Doamne, dar strigă în urma noastră, ai grijă de ea, fă ceva. Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel, spune Mântuitorul Hristos. Femeia i s-a închinat ca unui Dumnezeu și a zis: Doamne, ajută-mă! Nu este bine să iei pâinea de la gura copiilor și să o arunci câinilor. Vă dați seama ce fel a tratat-o Mântuitorul pe această femeie? Dar această femeie n-a căzut în deznădejde sau să resemneze, să plece. Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masta stăpânilor lor. Atunci Mântuitorul, când a văzut atâta credință și stăruință în rugăciune, i-a tămăduit fiica: o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și spune Scriptura că s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. E, pentru a putea pătrunde înțelesul acestei evanghelii, trebuie să ținem cont de anumite aspecte, ca să lămurim în primul rând de ce Mântuitorul a avut această atitudine față de această femeie. Cele două declarații, am spune noi, restrictive pe care le-a rostit Mântuitorul Hristos: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel, sau nu este bine să luăm pâinea de la gura copiilor, să o aruncăm câinilor. Aceste declarații au menirea ca să trezească în conștiința acestei femei dorința de a mărturisi credința, de a vădi frumusețea ei sufletească, interiorul ei. Și mai mult decât atât, această atitudine creionează un înțeles teologic cu privire la faptul că iudeii au întâietate în predicarea Evangheliei. Lucrul acesta este întărit și de Marele Pavel, un campion al propovăduirii Evangheliei printre păgâni, și recunoaște, vorbind despre puterea lui Dumnezeu spre mântuirea a tot cel ce crede, întâi iudeului și apoi elinului. Recunoaște Sfântul Apostol Pavel
că primează poporul ales în primirea Evangheliei, dar tot în epistola către Romani, la capitolul 11, Marele Pavel nuanțează, dă o explicație și prin căderea acelora, a iudeilor, mântuirea a venit la neamuri, ca și aceștia, ca și Israel, să se întărâte în dragostea către Dumnezeu. Mântuitorul Hristos, prin atitudinea lui de a tămădui pe această femeie păgână, mustră și caută să smerească pe iudeii rigoriști, stăpâniți de egoism și de dispreț față de ceilalți, de păgâni și de toate celelalte popoare, pentru că ei considerau că Mântuitorul Iisus Hristos, că Mesia, le aparține în exclusivitate și astfel desconsiderau și disprețiau pe aceia care gândeau că se vor face și la un moment dat părtași binecuvântărilor lui Dumnezeu, lui Mesia. Dar tocmai acest lucru a căutat Mântuitorul să arate tuturor celor din jur, că această femeie a venit a mărturisi credința și pentru că a făcut distinție, separație între păgâni și iudei, Mântuitorul i-a dat tămăduirea fiicei sale. Prin aceasta înțelegem universalitatea mântuirii, și anume că mântuirea, tămăduirea și toate darurile lui Dumnezeu se dau acelora care au credință în Dumnezeu și care vădesc adevărate virtuți. Femeia aceasta, sau mai bine zis, pe femeia aceasta, Dumnezeu a supus-o la un mare examen, un examen dur al vieții ei, așa cum pe toți ne cheamă și pe toți ne supune acestui examen. Când dorim să urmăm lui Hristos, se spune în Scriptură, pregătește-ți inima pentru ispite. Da, Dumnezeu ne încearcă răbdarea, iubirea pe care o avem față de Dumnezeu, determinarea de a-L urma pe Hristos. Nu cumva să fim șovăielnici sau nepăsători superficiali. Nu, Dumnezeu ne pune la acest examen să vedem, îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, vrem să urmăm poruncile Lui, ne interesează calea mântuirii, ne interesează împărăția sa cea sfântă. Da, așa s-a întâmplat și cu această femeie care a fost desconsiderată, dar nu s-a dat înapoi, n-a căzut în deznădejde, nu s-a resemnat, a fost bajocorită, gândiți-vă, câini în poporul evreu, la ce se refereau? Și și-a acceptat această condiție. Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la mastă stăpânilor lor. A priceput exact sensul cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos și astfel a primit tămăduire. Da, iudeii sunt fii împărăției, sunt ai casei. Da, și câinii sunt ai casei, și ei sunt ai casei și de ai împărăției. Și înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos n-a vrut să o marginalizeze, n-a vrut să o ocărească, ci a determinat în conștiința acestei femei să-și vădească comoara sufletească în fața iudeilor, în fața ucenicilor în primul rând, că erau nedumeriți ucenicii, și în fața iudeilor care considerau că Mesia este al lor și cu asta se mândreau. Nu mai conta faptele, bunătatea, iubirea față de aproapele. Aproapele era cel din neamul tău, nu vrăjmașii, păgâni și așa mai departe. E, Hristos desființează această barieră. Când vrei să urmezi lui Dumnezeu, trebuie să iubești pe Dumnezeu, dar să-ți iubești toți confrații tăi. Iudeii numai pe ei se iubeau. Și această, spunem noi, tăcere sau dojană de care a avut parte această femeie, a fost menită să vădească în ochii apostolilor, al iudeilor și al tuturor celor care erau acolo de față, o înțeleaptă pedagogie creștină cu rol mântuitor, tămăduitor, vindecător, sfințitor, curățitor pentru toți aceia care vin și urmează lui Dumnezeu cu inimă curată să se sfințească, să se desăvârșească, să-și îngroape trecutul cu toate păcatele și patimile și în conștiința lor și în viața lor să se deschidă un univers în care Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor și toate acestea în iubire față de semeni. Iubiți credincioși, această femeie a fost în cele din urmă ascultată de Dumnezeu după ce a trecut toate etapele acestui mare examen despre care v-am spus, pe care l-a luat cu brio, magna cum laude, cum se vehiculează în lumea academică. Da, așa a făcut această femeie, că nu s-a dat înapoi și nu a căzut în deznădejde, ci a ales să urmeze lui Hristos până la capăt, ca să obțină tămăduire pentru fiica sa. Vă dați seama că atitudinea ei vădește mari virtuți și calități pe care le-a avut această femeie. Credință puternică neclintită, smerenie profundă
și iubire desăvârșită față de Dumnezeu și față de fiica ei. După cum spune Sfântul Apostol Iacov, mărturisiți-vă, rugați-vă, căci mult poartă rugăciunea stăruitoare a dreptului. Da, a avut rugăciune stăruitoare, a fost o femeie înțeleaptă, o femeie care nu s-a deznădăjduit, o femeie care nu s-a pierdut cu firea, o femeie perseverentă și o femeie care a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru fiica ei. Avea nădejde în Dumnezeu, că Dumnezeu nu va trece cu vederea, că doar este un Dumnezeu adevărat și iubitor. Și înțelegem prin aceasta că ea cunoștea multe din scripturile Vechiului Testament despre Mesia care avea să vină să mântuiască neamul omenesc. Avea multe astfel noțiuni, chiar dacă era de neam păgân, și a înțeles ce înseamnă aceste virtuți, credință, stăruință în rugăciune, smerenie, nădejde că Dumnezeu o va ajuta și mai mult decât atât răbdare. Vă dați seama câtă răbdare a avut această femeie să treacă peste toate încercările, peste toate opreliștile, fiind conștientă că un Dumnezeu nu are cum să o dea la o parte, să o excludă din centrul preocupărilor lui, ci ca pe un om, ca oricare ceilalți, în cele din urmă va fi ascultată și pentru necazul și durerea ei va primi tămăduire. A evidențiat-o Mântuitorul Iisus Hristos ca model și dascăl, dar o evidențiază și Biserica în ceea ce privește iubirea milostivă față de semeni. Ba chiar a preluat din rugăciunea pe care a avut-o față de Dumnezeu: miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, Doamne, ajută-mă. Și în biserică: Doamne, miluiește, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, Doamne, ajută, cum spunem noi, cum se salută creștinii între ei. Da, și rugăciunea isihastă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, care a fost preluată de mari părinți ai pustiei și de părinții isihaști, de mare importanță pentru toți aceia care doresc să deprindă această rugăciune a inimii, a minții, sau mai bine zis, a minții pogorâte în inimă, pentru că este o mare și nobilă lucrare a sufletului pe care mulți o încearcă, dar foarte puțini sunt aceia care ajung acele cote înalte în care ajung prin isihie, căci în esență această rugăciune se numește isihie, să vadă lumina lui Dumnezeu, precum marii părinți isihași, Sfântul Grigore Palama, Sfântul Simeon Nou Teolog, Sfântul Paisie de la Neamț, bucurie și mândrie pentru noi, duhovnicească, bineînțeles, că l-avem aici ocrotitor, unul din ocrotitori, pe marele părinte isihast Paisie de la Neamț, care a umplut întreaga lume de ucenici și în țara noastră. Câți părinți isihași: Nicodin de la Tismana, Calinit de la Cernica, cel care era un mare isihast în timpul zilei și cu cele duhovnicești și cu cele gospodărești, iar seara nu dormea, stătea pe un scaun și cu metanierul în mână: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Când adormea și scăpa metanierul de mine, se trezea, iar: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Așa se rugau părinții isihaști toată noaptea și în toată vremea și în tot locul, chemau numele prea dulce lui Iisus ca Dumnezeu să intre în viața lor, în sufletul lor, în conștiința lor, în mintea lor, să-i lumineze, să-i sfințească, să-i desăvârșească, să fie pildă și modele pentru ceilalți care se hotărăsc și doresc să se întâlnească cu Hristos în rugăciune și poate rugăciunea într-o rugăciune foarte profundă, cum este isihia. Nu întâmplător am pomenit de rugăciune și de isihie, căci cu toții bine știți că anul acesta este dedicat în special rugăciunii și isihiei. Căci cea mai înaltă formă și expresie a rugăciunii rămâne totuși, iubiți credincioși, sfânta și dumnezeiasca liturghie. Așa cum Mântuitorul a părăsit țara sa și a trecut granițele Țării Sfinte, așa și femeia a ieșit din cetatea ei și a făcut posibilă această mare minune a tămăduirii, la fel toți noi cei care ne părăsim casele noastre, cele lumești, venim în Biserica lui Hristos să părăsim condiția de oameni trupești, în Biserica lui Hristos să devenim oameni duhovnicești, purtători ai Harului lui Dumnezeu, purtători de Dumnezeu, teofori. Pentru că în Biserica lui Dumnezeu se coboară Harul Sfântului Duh și ne sfințește viața, sufletele și trupurile, ne luminează mintea, să știm cum să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L aflăm și iubirea noastră față de El și a Lui față de noi să se manifeste veșnic. Mi-aduc aminte de cuvintele Marelui Apostol Pavel când grăia Corintenilor, așa cum am ascultat și în Pericopa Apostolică de la Corinteni 2,
Ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul Atoțiitorul, și de cele necurate să nu vă atingeți, iar eu vă voi odihni pe voi și eu voi fi vouă tată și voi investi mie fii și fiice. La Dumnezeu nu există lepădați, păgâni sau fii și fiice, nu, la Dumnezeu toți sunt egali în Hristos și Dumnezeu pe toți îi așteaptă. Marginalizează Dumnezeu pe cineva? Nu marginalizează pe nimeni. Omul se marginalizează față de Dumnezeu, se desparte de Dumnezeu, se depărtează de Dumnezeu, tocmai prin necredință și prin nepracticarea virtuților. Omul cufundat în patii și în păcate, sufletești și trupești, se depărtează de Dumnezeu. Ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți. Cum adică să ieșiți din mijlocul lor? Părăsiți lumea aceasta cu toate păcatele și patimile și veniți în biserica slavei să vă umpleți harul lui Dumnezeu și să viați dreptății. Așa cum ne învață Marele Pavel, ne cheamă să părăsim condiția noastră de oameni trupești, să venim în biserică, să devenim oameni duhovnicești, așa cum această femeie a trecut examenul maturității duhovnicești în biserica slavei a lui Hristos. Suntem și noi chemați să luăm parte la viața bisericii și în special la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, pentru că astfel îi cerem ajutorul lui Dumnezeu, că Dumnezeu tace sau întârzie în a ne dărui ceea ce dorim noi de multe ori cu maximă stringență. Are Dumnezeu o pedagogie creștină, știe El ce ne trebuie, când să ne dea, cum, cât și în ce fel, în ce condiții. Pentru că de multe ori noi nu știm ce cerem și într-adevăr și nici apostolii nu știau ce să ceară la un moment dat. Să cereau de-a stânga și de-a dreapta lui Dumnezeu. Nu știți ce cereți. Nici noi nu știm ce cerem. Dumnezeu știe ceea ce ne este nou de folos pentru mântuirea noastră. Știe durerile noastre, necazurile noastre, bolile noastre, suferințele noastre. Și prin rugăciunea acestei femei observăm o preînchipuire a rugăciunii pe care biserica o folosește, prin care biserica se roagă pentru toți necăjiții, oropsiții și cei care trec prin mari necazuri și dificultăți. Nu ne părăsi, Doamne, în ziua necazului nostru, așa cum spune psalmistul. Astfel, venind la Sfânta Liturghie, înțelegem că aici avem mijlocirea Maicii Domnului și a Sfinților. Da, avem temei, pentru că această femeie a mijlocit pentru fata ei. Și în ce fel a mijlocit? Câtă rugăciune pentru fata sa? Și Dumnezeu a ascultat-o. Dar Maica Domnului și Sfinții, care au mare trecere în fața lui Dumnezeu, care mijlocesc pentru noi și duc rugăciune noastre și îngeri în fața tronului ceresc, cu cât mai mult trebuie să înțelegem că această mijlocire în Biserica lui Hristos înseamnă foarte mult pentru sufletele noastre. Rugăciune către Maica Domnului, căci mult poate pentru îmblânzirea stăpânului. Să nu fim indiferenți față de demonii care chinuie pe copiii și tinerii noștri. Să fim atenți cum ne educăm copiii, cum să educăm prin multe sfaturi și interdicții, să îi supărăm sau poate cădând în extremă să îi depărtăm. Nu, trebuie în primul rând să le fim lor modele, pentru că atunci dacă suntem modele și venim la biserică, ne spovedim, ne împărtășim, postim, avem o atitudine cuvincioasă și în familie, și între vecini, printre neamuri, printre prieteni, la locul de muncă, și copiii observă acest lucru și îl înslușesc. Să îi deprindem de mici cu rugăciunea și cu spovedania, că tânărul când vine de mic din copilărie, copilașul, să spovedește și el are 7 anișori, 8 anișori, spune și el pe greșelile lui pe care le face. Când va veni problemele tinereții și marile frământări, știe cum să le abordeze și duhovnicul, cunoscându-i viața și preocupările și sufletul, știe ce sfaturi importante să-i dea, să treacă peste toate, să biruie și încercările tinereților și toate vicisitudinile prin care trece omul în această viață. Să fim cu luarea minte, să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru sufletele și trupurile lor și astăzi, în această zi, în care această femeie cananeancă, prin râvna ei și prin credința ei, a dobândită măduire, și noi să ne rugăm bunului Dumnezeu, așa cum și ea s-a rugat, Doamne ajută-mă, Doamne miluiește-mă, și noi să strigăm, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.